Salutare și bine v-am găsit la o nouă lecție. Vom discuta despre suma lui Gauss. Haideți să vedem cum rezolvăm următoarele sume. La primul punct avem de calculat următoarea sumă. 2 plus 3 plus 4 plus puncte puncte plus 50. Deci avem de calculat suma numerelor consecutive, atenție, începând de la 2 până la 50. Haideți să vedem cum stabilim câte numere avem într-o sumă. Șirul nostru este format din numere consecutive, iar numărul de termeni îi vom calcula după următoarea formulă. Tn este ultimul termen minus T1, primul termen plus 1. Deci, Tn este ultimul termen, în cazul nostru este 50. Vorbesc de exemplu de la punctul A minus T1, primul termen, este 2 și plus 1. Și vom obține 48 plus 1, deci noi vom obține 49 de termeni. Haideți să reținem și că dacă avem numerele de la 1 până la n, da? nu știm cât este n, numere consecutive sunt n numere naturale, atunci rezultă că vom avea n numere naturale. Dacă șirul nostru pornește de la 0 până la n, Vom avea N plus 1 numere naturale. Haideți să vedem pe un exemplu concret. Dacă avem numerele de la 1 la 98, vom avea 98 de numere. Dar dacă avem numerele de la 0 până la 98, vom avea 99 de numere sau de termeni. În acest mod, vom stabili numărul de termeni ai unui șir sau a unei sume. După ce am stabilit aceste noțiuni, haideți să vedem cum rezolvăm această sumă. O voi nota cu S și o voi scrie din nou. 2 plus 3 plus 4 plus... Am scris primii trei termeni, iar la sfârșit voi scrie ultimii trei termeni, adică 48 plus 49 plus 50. Voi scrie din nou aceea sumă în ordine descrescătoare, adică voi începe cu 50 plus 49 plus 48 plus puncte-puncte plus 4 plus 3, voi aduna cele două relații și voi obține S plus S, ne va da 2 S sau 2 ori S, iar acum voi aduna fiecare termen, adică 2 plus 50, vom obține 52, apoi continui. 3 ori 49, 52, 4 plus 48, din nou 52 și așa mai departe, din nou voi obține de fiecare dată suma 52. Iar acum va trebui să stabilim de câte ori am obținut 52, adică câți de 52 avem, de 49 de ori. că am stabilit că de la 2 până la 50 vom avea 49 de termeni iar acum este foarte simplu ceea ce trebuie să facem voi scrie din nou 2 este egal cu 52 ori 49 avem de făcut doar această înmulțire ne va da 2548 iar de aici suma noastră va fi 2548 împărțit la 2 și voi obține rezultatul sumei, adică 1274. De suma numerelor consecutive de la 2 până la 50, ne-a dat 1274. Însă, înainte de a merge mai departe, lasă un like, abonează-te și apasă clopoțelul pentru a nu pierde nicio lecție nouă. Trecem la punctul B. Aici vom avea suma numerelor consecutive începând de la 1 până la 500. O sumă simplă, 1 plus 2 plus 3 plus puncte puncte plus 500. Vom stabili din nou numărul de termeni. Deci avem 500 de termeni, pentru că sunt numerele de la 1 până la 500. O voi nota cu S această sumă și voi scrie din nou 1 plus 2 plus 3 plus ultimii 3 termeni. 498 plus 499 plus 500. Din nou voi scrie suma descrescător de data aceasta: 500 plus 499 plus 498 plus 3 plus 2 plus 1. Voi aduna cele două relații și voi obține 2s plus și voi aduna 1 plus 502 plus 499 și tot așa. Și voi obține 501 de fiecare dată. Pe data aceasta vom avea 500, am scris de 500 de ori, pentru că avem 500 de termeni. 2S va fi 501 ori 500. Deci vom înmulți 501 ori 500. 2S va fi 250.500, iar acum S ne va da 250.500 împărțit la 2 și dacă facem împărțirea vom obține 125.250. Rezultatul sumei noastre o putem scrie și aici, 125.250. Mergem la punctul C, aici vom avea 1 plus 97 plus 2 plus 999 plus 3 plus 198. Aici nu aplicăm suma lui Gauss, nu avem o sumă complicată, doar trebuie să grupăm termenii într-un mod în care ne va ajuta la calcule. Și cum ar fi cel mai ușor? Ar trebui să-l grupăm pe 1 plus 999 și vom obține 1000. Plus pe 97 îl vom grupa cu 3 și vom obține 100. Plus pe 2 îl voi grupa cu 198 și voi obține 200. Și ca rezultat final. Vom obține 1300. Aici a fost doar despre gruparea termenilor, în așa fel încât să ne facem calculele mult mai ușoare. La D avem o sumă asemănătoare ca cea de la B, adică suma numerelor consecutive, de data aceasta, începând de la 1 până la 124. Deci este același lucru, același mod de rezolvare, ca și punctul B. Vă las această sumă. Să o rezolvați singur și să-mi scrieți în comentarii rezultatul obținut. La punctul E avem următoarea sumă: 2 plus 4 plus 6 plus, puncte puncte plus 600. Ce observăm? Avem suma numerelor pare consecutive până la 600. Cum putem rezolva acest lucru? Deci, observăm că șirul s-a format adunând 2 numărului precedent și o voi putea rezolva în două moduri. În primul mod, voi folosi factorul comun. Dacă nu ați ajuns încă până la factorul comun, vă voi arăta și a doua metodă. Haideți să folosim factorul comun. Observăm că fiecare termen se împarte la 2 și atunci îl voi da pe 2 factor comun. Și vom avea 2 pe lângă 1 plus 2 plus 3 plus puncte puncte plus 300. Deci am împărțit fiecare termen al sumei la 2. Și acum va trebui să rezolvăm suma din paranteză. O voi nota cu S. S va fi 1 plus 2 plus 3 și voi scrie și ultimii trei termeni, adică 298 plus 299 plus 300. O voi scrie din nou în ordine descrescătoare și voi aduna aceste două sume. Și voi obține 2S egal cu 301 puncte, puncte până la 301. Și am făcut acest lucru de 300 de ori. Da? Pentru că avem suma numerelor consecutive de la 1 la 300. De aici 2S va fi 301 ori 300. 2S ne va da 90.300. De aici rezultă că S va fi 90.300 împărțit la 2 și rezultă că S ne va da 45.150. Dar noi aici avem ori 2. Și atunci facem din nou 2 ori 45.150, deci puteam să lăsăm 90.300. Este rezultatul sumei prin metoda cu factorul comun. Dacă nu am ajuns la factorul comun, vă voi arăta altă metodă. A doua metodă, mai scriu încă o dată suma. Am specificat la început că șirul s-a format adunând 2 numărului precedent și noi vom putea împărți fiecare termen la 2. Și vom putea scrie 2 împărțit la 2 ne va da 1. De aici rezultă că pe 2 l-aș putea scrie ca 2 ori 1. 4 împărțit la 2 ne dă 2. De aici rezultă că pe 4 l-am scris ca 2 ori 2. 6 împărțit la 2 ne dă 3, deci rezultă că 6 poate fi scris ca 2 ori 3. Și așa mai departe, până la 600 împărțit la 2, ne va da 300. Pe 600 îl voi putea scrie ca 2 ori 300. Dar și observăm că noi avem în șir numerele de la 1 la 300, deci vom avea 300 de termeni. Deci această coloană ne-a dat numărul de termeni ai sumei. Și atunci voi putea scrie, voi nota cu S din nou 2 plus 4 plus 6 plus primii trei termeni și ultimii trei termeni. 596 plus 598 plus 600. Din nou, o voi scrie descrescător. Voi aduna aceste două relații și voi obține 2S egal cu 602 plus 602, deci de fiecare dată 602. Și am făcut acest lucru de 300 de ori. Pentru că de la 2 până la 600, deci din 2 în 2, vom avea 300 de termeni. Și de aici voi rezolva 2S va fi 602 ori 300, 2 ori S ne va da 180.600, iar S va fi 180.600 împărțit la 2, rezultă că S ne-a dat din nou 90.300. Aceasta a fost a doua metodă prin care noi am obținut același rezultat, adică 90.300. Suntem la punctul F, unde avem de rezolvat 15 plus 16 plus 17 plus puncte, puncte plus 70. Aici avem suma numerelor consecutive de la 15 la 70. Haideți să stabilim numărul de termeni ai sumei. Numărul de termeni, v-am spus la prima sumă cum îi calculăm, adică Tn, în cazul nostru este 70, ultimul termen, minus primul termen, în cazul nostru 15, plus 1. 70 minus 15 ne-a dat 55 plus 1. Deci noi avem 56 de termeni. Ca la sumele de mai sus, voi nota cu S și voi scrie primii trei termeni și ultimii trei termeni. Acum voi scrie descrescător, voi aduna cele două relații și voi obține 2S egal cu 85 plus 85 de fiecare dată. Și asta am făcut de 56 de ori adică 2S va fi 85 ori 56. 2S ne va da 4760. Calculele vă las să le faceți voi. S va fi 4760 împărțit la 2, adică suma noastră ne-a dat 2380. Din nou, suma de la punctul G, adică 5 plus 6 plus 7 plus puncte puncte 81, vă voi lăsa să o faceți singur și să-mi spuneți răspunsul în comentarii. Deci suma de la punctul G se face ca suma precedentă de la punctul F urmând același model. Iar apoi, suma de la punctul H, din nou, vă voi lăsa să o exersați singur, aceasta se face ca suma de la punctul B sau D. Este aceeași sumă. Aștept răspunsurile în comentarii cu rezultatul obținut la cele două sume de la G și de la H. Iar ultima sumă o vom rezolva împreună și avem 317 plus 318 plus 319 plus puncte-puncte plus 400. Din nou, sumă numerelor consecutive, începând de la 317 până la 400 stabilim numărul de termeni ai sumei și aici avem ultimul termen 400 minus primul termen 317 plus 1 asta înseamnă 83 plus 1 deci am obținut 84 de termeni acum voi nota cu S suma din nou scriu term primii trei termeni apoi ultimii trei termeni voi scrie suma descrescător adun cele două relații și voi obține 2s egal cu 717. Și asta am făcut-o de 84 de ori, pentru că avem 84 de termeni. Deci 2s va fi 717 ori 84. Deci vom obține 2s egal cu 60.228. S va fi 60.228 împărțit la 2. Iar rezultatul sumei noastre va fi 30.114. Acesta a fost ultimul exemplu, și îți mulțumesc că te-ai uitat până la final!